sunt un om care o viață, asta înseamnă 31 de ani, a fost în slujba comunității. Suntem depășit. Primăria e în ordă, nu-i în față. Nu te pricep, domnule. Domnul Niculae Rățoi face parte din istoria orașului nostru și nu cred că într-o perioadă medie de timp cineva va putea ajunge la o performanță de a fi timp de 27 de ani primar, iar după aceea să-și continuă activitatea la nivel parlamentar. Spuneți prostii și minciuni. V-am mai spus în proședință că mințiți ordinat, ca un politician. Terminați cu minciunile! Terminați cu minciunile! Deci trebuie să respectăm, să dăm oamenilor ceea ce merită. Dar lăsați prostiile, domnul deputat! Lăsați prostiile! Dar terminați odată cu prostiile astea! Și din punctul meu de vedere, domnul economist Niculae Rățoi, actualmente deputat, merită de la comunitate. De ce vă băgați? Lăsați-o dracului toată, trașe tot chinul. N-ai spus, domnul, ai spus... Dar vedeți că vedeți treabă și vom discuta să obiecta, gata! Gata, domnul deputat! Mai mult, domnul Niculae Rățoi, în acest 31 de ani de zile, a avut ca și casă, ca și masă, ca și familie, primăria și echipa din primărie. Aveți nicio treabă în asta cu chestia asta. Asta e treabă din primărie. Ce mă interesează dacă e Popescu sau Ionescu? În momentul de astăzi vrea să reflecte recunoștința noastră. Mai ales că tot astăzi domnul economist Niculae Rățoi împlinește vârsta de 73 de ani. O parte, că n-ai făcut nimic în oraș. Da, probabil aveți vorbă, vedeți prea bine. Felul domnului Niculae Rățoi de a fi. Este un om loial echipei. De când a fost ales președinte a Organizației Municipale PSD Pașcani, pe fiecare în parte i-a ajutat, i-a sfătuit, i-a, cum să vă spun, dacă vreți, protejat în sensul bun a cuvântului de a face ceea ce este necesar. Banul public, asta așa cum l-ați cheltuit dumneavoastră. Așa cum l-ați cheltuit dumneavoastră. Asta te-ntreb, domnule. Exact cum ați cheltuit dumneavoastră. Banul public. Domnule deputat, cum i-ați cheltuit dumneavoastră și ați dat? Vreți să-și spun unde? Mă lasă să... Stați cu mintea acolo, ce vreți personalizat? E treaba primară. Spectacol politic de zile mari în cinstea deputatului PSD Niculae Rățoi cu ocazia zilei sale de naștere, care a împlinit astăzi onorabila vârstă de 73 de ani. Legislativul local s-a întrunit în ședința festivă pentru a acorda titlul de cetățean de onoare fostului primar al municipiului Pașcani la inițiativa actualului primar, liberalul Grigore Crăciunescu. Ședința a avut loc în lipsa sărbătoritului, care anunțase înainte că refuză titlul de cetățean de onoare. În sală au fost prezenți doar 11 consilieri locali, cei de la PSD, pedelistul Cristinel Iordăchioaia și liberala Liliana Centea, care a fost numită în funcția de președinte de ședință. Pentru început, primarul a rostit un discurs în legătură cu motivele pentru care deputatul Niculae Rățoi merită titlul de cetățean de onoare. Liberalul Crăciunescu crede că performanțele fostului primar sunt greu de egalat, motiv pentru care Niculae Rățoi face parte din istoria acestui oraș. Astăzi, noi facem un lucru deosebit pentru un om care o viață, asta înseamnă 31 de ani, a fost în slujba comunității. Este un moment deosebit pentru Consiliul Local, pentru Primăria Municipiului Pașcani și pentru toți pășcănenii. Domnul Niculae Rățoi face parte din istoria orașului nostru și nu cred că într-o perioadă medie de timp, cineva va putea ajunge la o performanță de a fi timp de 27 de ani primar, iar după aceea să-și continue activitatea la nivel parlamentar pentru a apăra interesele și a susține interesele locuitorilor din municipiul Pașcani. Dacă nu avem trecut, nu avem viitor. Deci trebuie să respectăm, să dăm oamenilor ceea ce merită. Și din punctul meu de vedere, domnul economist Niculae Rățoi, actualmente deputat, merită de la comunitate. Să nu uităm, perioada anilor 82, 99, 90,
în Pașcani era invidiat pentru că are căldură, pentru că la Pașcani erau reclamații că e prea caldă în apartamente și se cerea să se oprească furnizarea gazului sau agentului termic, iar vestul țării tremura de frig. La Pașcani, în vremea aceea, se găseau produse din carne, se găsea alte alimente, cartela la pâine n-a fost decât așa un vânt găzit sau două. După 90, colectivitatea, domnul economist Nicolae Rățoi a rămas în continuare în slujba comunității, a fost adus de pășcăreni ca să preia din nou funcția municipiului Pașcani și apoi mandate de-a rândul în 92, 96, în 2000 a fost ales primar. Face parte din istoria orașului, face parte din acea categorie de oameni care au ținut și am spus de multe ori că toți iubim Pașcaniul, dar parcă el îl iubește mai mult decât noi toți la lume. Un al doilea motiv pe care l-am considerat foarte important este felul domnului Nicolae Rătării de a fi. Este un om loial echipei. De când a fost ales președinte a organizației municipale PSD Pașcani, pe fiecare în parte i-a ajutat, i-a sfătuit, i-a, cum să vă spun, dacă vreți, protejat în sensul bun a cuvântului de a face ceea ce este necesar și merită toată recunoștința colegilor lui de partid. Mai mult, domnul Nicolae Rățoi, în acest 31 de ani de zile, a avut ca și casă, ca și masă, ca și familie, primăria și echipa din primărie. A avut de suferit cu siguranță familia, soția, copiii, nepoții, pentru că angajat de dimineață până seara în munca de administrație, a neglijat sau a avut mai puțin timp pentru viața de familie, viața personală. Cu toate cele bune, cu toate căpările care sunt ferești într-o viață de om, în momentul de astăzi vrea să reflecte recunoștința noastră. Mai ales că tot astăzi, domnul economist Nicolae Rățoi împlinește vârsta de 73 de ani. O bară cu o vârstă frumoasă, o vârstă respectabilă și vă rog să-mi dați voi ca în numele dumneavoastră și al meu, ce dorim la mulți ani, ce dorim sănătate, să mai dorim un mandat, că domnul deputat vrea un mandat, să vrea Dumnezeu să mai stea încă 4 ani în Parlament și să fie convins că ce facem noi astăzi este un gest din suflet făcut, este un gest firesc, este un gest normal și fiecare din noi la vremea respectivă va primi în partea comunității ceea ce merită. Astăzi, spun, este un moment deosebit de important pentru viața personală a domnului deputat Rățoi, în sensul că este 700 de ani, este un moment deosebit pentru că noi, cei care la ora actuală conducem municipiul Pașcani, Consiliul Local, Executiv din primărie, recunoaștem meritele acestui om și vă spun sincer că și eu sunt emoționat și trei, important pentru pășcăneni, pentru că recunoaștem și văd oamenii că dincolo de concepții politice, de doctrină politică, de discuțiile inerente într-o viață politică, facem ceea ce trebuie. Deci noi facem azi un lucru bun, un lucru necesar și sper ca domnul deputat Rățoi să fie mulțumit și să înțeleagă gestul nostru în adevăratul sens. Vă mulțumesc! În replică, consilierii PSD, vizibil stânjeniți că nu au fost în stare să propună ei acest proiect, au apreciat inițiativa primarului Crăciunescu ca fiind un gest de recunoaștere a meritelor și performanțelor administrative ale fostului primar. Eu salut inițiativa domnului primar Crăciunescu pentru a conferi titlul de cetățean de onoare domnului deputat Nicolae Rățoi. Sunt sigur că foarte mulți
se întreabă de ce nu avem această propunere din partea unui consilier din cadrul partidului PSD. Dar consider că cea mai măsură să realizeze și să aprecieze realizările postului munca și realizările postului primar, actual deputat, este chiar primarul în funcție. E bine că după 4 ani de mandat în primar, puneți în valoare munca celor 27 de ani de administrație publică a domnului deputat Nicolae Rățoi. Vă cunoaștem toate faptele domniei sale, care merită amintite, pentru că există și voci care îl critică dur și acele voci. Vreau să vă spun că trăiesc în apartamente care s-au construit pe timpul cât domnia sa era la conducerea acestei în lupta pentru obținerea de fonduri pentru dezvoltarea municipiului, pentru că părinții sau chiar cei care locuiesc în apartamente au avut locuri de muncă în fabrici, sindicate, tot pe timpul domniei sale și care s-au dezvoltat. E drept că este acuzat acum de faptul că s-au distrus în așa mai departe, a fost un curent în întreaga țară, nu îi se datorește, nu este politic ca primarului Rățoi sau altui din trecine, a fost primarul primar politică. Domnule primar, în aproape 4 ani cât am fost consilier, iar dumneavoastră primar, foarte de multe ori am avut obiecțiuni vis-a-vis de proiectele aduse de dumneavoastră în discuție și spre aprobare în cadrul Consiliului Local. La acest proiect de hotărâre, vreau să vă spun că atât expunerea de motive cât și proiectul SIM reflectă doar un adevăr pentru care meritați felicitări și este un mod de a privi, privi lucrurile, indiferent de partidul din care faci parte. Când judeci un om, faptele sale primează și trebuie să apreciezi felul cum înclină balanța. Mi se pare că în cazul domnului Rățoi, balanța înclină pozitiv, fapt pentru care cred că merită pe deplin titlul de cetățean de onoare al municipiului Pașcani. Și consilierii PNL și PDL prezenți în sala de ședințe au avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului primar Nicolae Rățoi ca argument pentru mânarea titlului de cetățean de onoare. În discursul său, președinta de ședință liberală Liliana Centea și-a exprimat în mod public speranța ca viitorul primar să fie bun la suflet decât actualul primar, dându-l exemplu pe fostul edil șef Nicolae Rățoi. Nu aștept de deodată că pentru tot sprijinul acordat, eu îi voi oferi o distinție calibră și totuși astăzi îmi revine sarcina să-l felicit pentru distinția acordată pentru efortul depus, apreciat mai mult sau mai puțin de unii sau de alții, efort care poate acum îl cântărește domnia sa dacă a meritat sau nu, gândindu-se că poate era mai bine să fie mai mult timp alături de familia domnului sa. Îi doresc la mulți ani și să dea Dumnezeu ca viitorul primar să aibă printre alte calități și calitatea pe care eu am apreciat-o mult la dumneavoastră. O inimă mare, o inimă pentru toată lumea, o inimă și pentru cei uneori triști. Dimineața poate îi certa cum știa dumneavoastră, dar seara îi chema să le rezolve probleme. Acest buchet de flori, cu toate culorile, și cu toate florile, ar fi bine să-i fie mânat personal, azi, mâine, când dumnealui va putea să vină să primească. Probabil că foarte mulți din cei care nu sunt aici vor să înțelege și dumneavoastră politicieni. Fiecare poate să interpreteze după cum îl vădă momentul în care se situează și în afară de faptul că ați prezentat un degeam de extraordinar al politicianului Rățoi Nicolae și ați specificat și dumneavoastră și ceilalți colegi că are și bune și rele, să nu uităm că este un om, un om care a ajuns la o vârstă venerabilă de 74 de ani, 73 de ani și tot pentru că este om, o să-i urez și o multă sănătate în nume personal. Au fost timpuri când înainte de 90, eram mândru când mă întâlneam cu cineva și spuneam că sunt din orașul Pașcani și eram mândru pentru că
s-a asociat imediat pe orașul Paștan cu mine de Rățoi. Că după aceea au mai fost și momente, să spunem, mai puțin plăcute, pe care iarăși suntem subiectiv când ne interpretăm și lasă loc iarăși de interpretări și de alte interpretări, nu pot decât să-i doresc multă sănătate și să mai vedem că uneori chiar ne face bine cât un duș când o vedem aici în Consiliul Local, impetuos și hotărât, dar la urmă să-i dea Dumnezeu multă sănătate. După ședința festivă a urmat o masă festivă la sediul PSD. În mod surprinzător, primarul Grigore Grăciunescu, însoțit de viceprimarul Neculae Ienea, s-au dus cu flori la sediul PSD pentru a-l felicita pe deputatul Neculae Rățoi, cel care a refuzat titlul de cetățean de onoare. Menționăm că gestul primarului Grigore Grăciunescu și respectul declarativ la adresa fostului primar contrastează în mod evident cu avalanșa de cuvinte urâte și jicniri rostite în mod public la adresa lui Neculae Rățoi în ședința ordinară din data de 27 ianuarie anul curent. Mai mult, același primar spunea de curând, tot în spațiul public, că Neculae Rățoi nu a făcut nimic bun pentru pașcani în ultimii 20 de ani. Nu, deputat, intrați în derizoriu cu nașul și copilul. Că nu v-am întrebat ce neamurile mele. Dar terminați cu prostiile astea. Dar lăsați prostiile, domnul deputat. Lăsați prostiile cu nașul și copilul. Dar terminați odată cu prostiile astea. Dar terminați prostiile astea odată cu nașul și copilul. Ce vă deranjează? Dacă vreți să vă spun ce se întâmplă, nu știu, nu știu eu. Să vă spun ce se întâmplă, dacă vreți să vă spun. Dar terminați odată. Terminați cu prostiile astea. De ce vă băgați? Lăsați-l dracului toată, da și toată. Da, ai spus, domnul, ai spus să... Dar vedeți că vedeți treabă și discutați vă obligă, gata. Domnul... Gata, domnul deputat. Domnul deputat, dar n-aveți nicio treabă în masă cu chestia asta. Asta e treabă de primărie. Ce mai interesant dacă e Popescu sau Ionescu? Sunt toți oamenii care ați avut dumneavoastră. Toți oamenii care ați avut dumneavoastră, domnul deputat. Stați cu mintea acolo, ce vreți personalizat? Domnul... E treaba primarului. Vă interesează ca deputat dacă Popescu, Gheorghe, mă nu, dar vorbiți lucruri serioase. Dacă transformi ședința în altceva, că mai ai două luni, asta e... Lasă, iară prostii. Nu mai mergi. Iară prostii. Atât mai ai. Da, iară prostii. Atât mai ai. Ce, aveți de gând cumva plec la cel de sus? Nu, nu plec la cel de sus, ce dai deoparte, că n-ai făcut nimic în orașul. Da, probabil aveți ori nu vedeți prea bine. N-am ce face, domnule deputat. Ori puneți întrebări serioase de un nu, pe poziția aia. Eu te întreb cum ai cheltuit banul public, asta te întreb. Așa cum l-ați cheltuit dumneavoastră. Așa cum l-ați cheltuit dumneavoastră. Asta te întreb, domnule. Exact cum ați cheltuit dumneavoastră. Să-i bătut jos de banul public. Domnule deputat, cum i-ați cheltuit dumneavoastră și ați îndrat? Vreți să vă și spun unde? Mă, lasă să pierde cuvântul. Da, vă rog. Te întreb unde ai cheltuit banul public. Unde ați cheltuit, domnule deputat? Nu de 7 ori pe aceea să... Nu, eu vreau să știu unde e banul public. Da? Că banul public ai dat pe mașină. Unde și mașina e defectă. Mașina lucrează la... luat mașină care e de la firmă. Nu mai vorbiți prostii, domnul deputat. Ieșiți în stradă și o vedeți în stradă acum. Mergeți în stradă și o vedeți. Nu mai spuneți prostii. Dacă nu vă pricepeți, poate vă pricepeți dumneavoastră că sunteți depășit. Primăria e în urmă, nu-i în față. Nu te pricep, domnule. Nu mai sunteți primar, nici consilier local. Veniți din parlament și vă spun pe dumneavoastră vă primim aici, domnul deputat, în calitate de deputat. Nu mă primim dumneavoastră, domnule. Nu, noi, domnule. Eu te-am primit, că eu am făcut aici. Să fiți serios. Dar n-ați făcut-o din bani, domnule. Dar n-ați făcut-o din bani, domnule deputat. N-ați făcut-o din bani, domnule. N-ați făcut-o, dar am adus bani. Domnul deputat și domnul primar, știți că și eu am adus bani. Un și mai mare. Colegii se simt consternați. Păi da, ești președinte, domnule. Păi colegii mei au rugat să mă președinte. El vrea să domnule. Nu suportă. Nu suportă să-i spui adevărul. Spuneți prostii și minciuni. V-am mai spus în președință că mințiți ordinat ca un politician. Terminați cu minciunile. Terminați cu minciunile. Apare să rămână cei doi să cerim. Mințiți. Să am să vreau să spun unde și când. Terminați, domnul deputat. Gătat. Domnule, ai luat șpagă la mașină, domnule, asta-i. Eu asta vreau să vă spun, domnule. Deputat, s-ar putea, domnul deputat, să răspundeți undeva. Vedeți ce afirmați? Vedeți ce afirmați? Dar nu ce-ți dovezi. Hai să... Probabil era obiceiul la dumneavoastră, eu nu știu. Curat murdar cu Ane Fănică, așa cum spunea nemuritorul Caragiale. Așadar se impune întrebarea când a fost sincer primarul Grigore Crăciunescu, atunci când l-a criticat sau acum când l-a lăudat pe Neculae Rățoi. 99 de cumetri lângă mine am, 99 de cumetri la un moldovan, pentru 99 eu paharul am ridicat, 99 de cumetri Dumnezeu mi-o dat, dar pentru 99
eu pahar am ridicat. 29